15 foși membri ai PMP Gor s-au înscris în PSD. Figura pregnantă este Radu Angheloiu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, care a făcut parte în ultimii ani din PNL, ALDE și respectiv UNPR, dar și fostul lider al organizației municipale a UNPR Târgu Jiu, Constantin Buleteanu. Ambii au afirmat că au luat decizia de a intra în PSD ca urmare a fuziunii dintre UNPR și PMP. Niciunul dintre noi veniți nu va primi o funcție în PSD. Eu, alături de echipa care este alături de mine și acum, și alții, am decis să intrăm și să activăm politic de aici încolo. Este o opțiune pe care împreună cu colegii de care v-am spus am discutat-o. Așa cum am mai spus presei, legat de fuziunea făcută dintre cele două partide, PMP și UNPR, nu m-a simțit deloc în largul meu, în rândurile partidului Mișcarea Populară. Era, dacă vreți, previzibilă o ieșire a mea de acolo. Am făcut ca de fiecare dată, când s-a întâmplat să iau o astfel de decizie, lucrurile așa cum trebuie, am informat președintele organizației județene, am înțeles despre ce e vorba, eu și cu Nicu Davițoiu ne cunoaștem de foarte, foarte multă vreme, el știe care sunt opțiunile mele, eu știu de asemenea care sunt opțiunile lui, am încercat, dar nu se poate continua acolo, fiindcă nici nu vreau să fac o muncă pe care să nu mi-o însușesc în totalitate. Consider că așa cum stau lucrurile, în momentul de față, Partidul Social Democrat este singurul în care pot să activez. Să știți că intenția mea a fost încă de la început, am, exact ca și domnul președinte Angheloiu, am comunicat domnului președinte executiv al noului formațiunii PMP-ul că nu mă regăsesc acolo, de aia nu am fost la nicio ședință a PMP-ului. Știți că din 2014, când PPDD-ul era un aliat al PSD-ului în Consiliul Local și Consiliul Județene, gândurile noastre și ideile noastre convergeau cu cele ale PSD-ului. Mă regăsesc în această structură politică și de aia am făcut pasul. Alături de mine sunt colegi de la municipiu și ne vom angrena în activitățile care vor desfășura în continuare. Eu nu mă văd în altă structură și am zis decât în altă structură, mai bine e acasă. Și am vorbit și cu domnul Angheloiu și cu domnul Blaicu, care mi-a propus dacă pot să merg alături de dânsul, iar eu am zis că da, la PSD-ul, dacă nu acasă. Și vorbind cu dânsul, am hotărât să trec la PSD pentru a face lucruri bune, pentru că numai la PSD se poate să facă aceste lucruri. Organizația noastră se va alătura astfel celei de la PSD Plopșor. Celei de la PSD Plopșor și vom merge cu domnul primar Grigore Petre. Înțeles. Cum vă numiți? Văduva Ștefan. În aceeași conferință de presă, secretarul executiv al PSD Gorj, Gheorghe Miloseanu, a mai anunțat un transfer important. Este vorba despre Marian Rotaru, care a demisionat din funcția de președinte al PSRO pentru a reveni în PSD. Rotaru a candidat la primăria Târgu Jiu din partea PSRO și a ocupat a doua poziție în cursa pentru această funcție. Consilierii săi din Consiliul Local Târgu Jiu și din Consiliul Județean au făcut majoritate cu PSD, iar el a câștigat funcția de director al Direcției de Patrimoniu a primăriei Târgu Jiu.